Bună seara, doamnelor și domnilor! Haideți să vă arăt alt ritual pentru ca să închideți gura cuiva. Să zicem că aveți pe cineva care vă deranjează la servici. Vorbește despre dumneavoastră. La servici, la școală, la... Cum să vă spun eu, oriunde credeți dumneavoastră că aveți o persoană care vă deranjează și vreți ca acea persoană să nu mai vorbească despre dumneavoastră și să-și vadă de treaba ei și să vă lase în pace, trebuie să-i facem ceva atunci, ca să vă lase în pace, da? Ce aveți nevoie? Aveți nevoie de o lumânare neagră, da? Lumânare neagră. Apoi aveți nevoie de un, așa de usturoi, un cățel, da? Usturoi, da? Un bold cu alb, da? Cu punct alb. Și o hârtiuță. Ce scrieți dumneavoastră pe hârtiuță? Scrieți pe hârtiuță numele persoanei care... vreți să tacă din gură. Să zicem Paul, Paula, nu știu care, ce aveți dumneavoastră. Și scrieți nume, prenume. Gheorghe sau cum o cheamă pe ea, da? Scrieți numele ei pe această hârtiuță, da? Cum o cheamă, da? Apoi aveți nevoie de apă sfințită, da? Apă sfințită, un borcan, eu nu arăt cu borcan, că nu fac pentru nimeni așa ceva, dar vă spun ce trebuie să faceți. Ce e mai important este să luați acest cățel de usturoi și scrieți hârtie, pe hârtie, da? Numele și trebuie să îl legați la acest... să vedeți usturoi, da? Ce trebuie să spuneți? Trebuie să spuneți să mă lase în pace și să nu mai vorbească despre mine, da? Să mă lase în pace, să nu mai vorbească despre mine această persoană. Lumânarea neagră dă putere ritualului. Deci prin lumina ei primiți putere de la ea, da? Acest ritual primește putere. Și înveliți acest, îl înveliți invers, da? De așa. De la dumneavoastră către afară. Da? Și spuneți așa. Eu înving acest dușman. Eu înving deja. Am învins acest dușman. Să uiți de mine. Ai uitat de mine. Să faci ce vrei, dar pe mine să mă lași în pace și spui. Eu înving, deja am învins acest dușman. Eu înving, deja am învins acest dușman. Da? De trei ori spuneți. Da? De trei ori. Apoi ce faceți? Îl puneți într-un borcan cu capac, borcan mic nou să fie, un borcanel mic nou cu capac, da? Și puneți apă sfințită. Puneți apă sfințită, da? Puneți apă sfințită pe, da? Puneți apă sfințită înăuntru și îl congelați 3 zile. Deci 3 zile îl congelați. După ce l-ați congelat 3 zile... Așa, după ce ați congelat 3 zile acest borcan cu apă închis, da, cu capac, îl băgați în congelator 3 zile. După 3 zile îl scoateți, nu trebuie să mai spuneți nimic.
Lumânarea să ardă doar în ziua în care faceți ritualul și nu spuneți nimic de rău pentru această persoană, doar ca să tacă și să vă lase în pace. Pentru că dacă spuneți ceva de rău, să îi se întâmplă la acea persoană ceva rău, aceea, dacă faceți un rău, vin de două ori rău la dumneavoastră înapoi. Da? Deci noi nu vrem să-i facem rău, doar să ne lase pe noi în pace și să tacă, să uite de noi. După ce, a treia zi, când îl scoateți din congelator, îl împachetați într-un șervețel, da? Borcanul. Borcanul să fie nou, să nu fie folosit, să fie gol și nou. Îl luați și plecați cu el la un container în afara casei, așa congelat cum este, și îl aruncați în containerul de gunoi, da? Și veți vedea că acea persoană nu își mai va mai aminti de dumneavoastră. Nu își va mai aminti de dumneavoastră, da? Cam atât. Eu vă mulțumesc și sper să vă folosească și să-mi scrieți detalii. Și apa sfințită să fie de biserică, da? Vă mulțumesc și toate cele bune!